Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Stickered, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Probabil ai apăsat pe videoclipul ăsta din două motive. Fie pentru că ești virgin sau pentru că e un subiect tabu și vrei să vezi despre ce e vorba. E adevărat că nu poți vorbi cu oricine despre ce contacte sexuale ai avut tu, e un subiect mai intim, însă astăzi vreau să demontez 3 mituri despre virginitate cu argumente, 3 afirmații false pe care tu s-ar putea să le crezi. Consider că e important, cel puțin ca adolescent, să știi ceea ce urmează să spun, așa că să-i dăm drumul. Primul mit pe care s-ar putea să-l crezi este că dacă ești virgin, înseamnă că nu ai succes la fete. Cred că ăsta e un mit ca urmare a experienței personale. Când aveam 16 ani, am cunoscut două fete care erau foarte frumoase și știu că dacă mai încercam puțin, ajungeam în punctul ăla, doar că nu eram atras de ele din alte puncte de vedere. Nu erau genul meu. Poți avea o grămadă de relații și totuși să fii virgin pentru că așa ai ales și este perfect ok. Ce nu e ok însă este să nu ai relații pentru că nicio fată nu te place. Deci cu alte cuvinte, marea problemă aici nu este că ești virgin. Marea problemă este că nu ești atractiv pentru fete. Și cum rezolvi problema asta? Ei bine, încep să lucrezi la tine. Încep să devii mai bun în diferite aspecte la care știi că ai putea să devii mai bun. De exemplu, încearcă să-ți îmbunătățești cultura generală, încearcă să arăți mai bine, să ai pasiuni și astfel vei deveni mai atractiv pentru fete. Atunci când ești atractiv pentru mai multe fete, ai grijă să alegi doar una, iar asta ne duce la al doilea mit pe care îl crezi despre virginitate, este că nu contează cui îi oferi. Nu contează cu cine ai primul contact sexual, important e să-l ai. Nu? E bine, nu sunt de acord. Ai putea, bine mersi, să te duci la o prostituată, să-i dai 100 de lei și te rezolvă ea. Asta te face mai fericit? Te face mai valoros? Eu cred că latura emoțională și latura fizică sunt inseparabile când vine vorba de sex. Adică, dacă nu ai sentimente pentru persoana cu care ai contact sexual, nici plăcerea nu va fi pe măsură. De aceea, cred că e important să oferi virginitatea unei persoane pe care o cunoști bine, nu uneia pe care o știi de o seară. Alege o persoană cu care poți vorbi deschis despre acest subiect și în caz că se întâmplă ceva rău, puteți rezolva problema împreună. Sunt probleme care pot apărea atunci când ai contact sexual, pe care nu le poți rezolva atât de ușor cu o persoană pe care o știi de o zi. Și în final, al treilea mit pe care îl crezi este că cu cât te dezvirginezi mai repede, cu atât mai bine. Cred că asta nu e adevărat pentru că la 14-15 ani ești imatur și probabil nici nu știi foarte multe. Așa că dacă ai sub 16 ani, nici măcar nu te gândi că ești virgin. În primul rând, aș sfătui să te documentezi mai mult despre metodele de contracepție, despre lucrurile rele care se pot întâmpla în timpul unui act sexual și sunt destule. Învață cum să pui un prezervativ. Am făcut un video despre asta. Întreabă-ți părinții dacă ai nelămuriri, fie că ești fată sau băiat. Trebuie să ai o anumită maturitate ca să previi lucrurile nedorite și faptul că ești virgin la 18, 19, 20 de ani s-ar putea să fie un lucru bun pentru tine. Acesta a fost un videoclip destul de greu de filmat pentru mine pentru că e un subiect complicat și știu că se puteau spune mult mai multe lucruri, dar las loc și pentru alte videoclipuri. Însă vreau să știu în comentarii părerea ta despre lucrurile pe care le-am menționat. Vreau să știu dacă ești de acord cu mine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu. Pa, pa!